Domnule Spânu, felicitări! Felicitări pentru ce s-a întâmplat ieri și pentru noua echipă pe care ați format-o aici. Da, mulțumesc mult de tot. Am primit sute, mii de felicitări că am reușit să ajung din nou în Comitetul Executiv, exact după un an jumătate, că în 2022, în februarie, mi-am dat demisia și exact după un an și 6 luni am revenit. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor mei de la Liga 3-a, să-i anunț de că vor avea tot respectul meu și oricând pot să mă contacteze pe orice problemă. Voi fi aproape de ei, ei știu foarte bine acest lucru pentru că am colaborat foarte bine atât timp cât am fost în Comitetul Executiv. Vreau să mulțumesc administrației Federației Române de Fotbal că au avut încredere în mine și sunt convins că vom face lucruri bune atât pentru serie, pentru Liga 3, cât și pentru celelalte ligi. A fost o perioadă lungă în care mi-a lipsit Comitetul Executiv, mi-a lipsit colegii de acolo, sunt bucuros, sunt fericit și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat și vreau să spun că n-au fost puțini, au fost chiar foarte mulți și eu am rămas surprins. În ceea ce privește ACSU Filiaș, iată, ușor, ușor s-au cam scurs săptămânile de pregătire, s-au cam scurs și partidele amicale, astăzi a fost un altul. Mulțumit de ce s-a realizat, cum vedeți lucrurile? Sunt mulțumit de jucătorii pe care i-am adus, sunt convins că avem o echipă bună, o echipă puternică, dar sunt conștient că încă nu s-au legat relațiile de joc, a fost o perioadă scurtă, dar sunt foarte dezamăgit, am fost foarte supărat și acum sunt supărat încă lumea trecut. Supărarea datorită eliminării din Cupa României, care era o competiție de suflet pentru mine. Țineam foarte mult să mergem în următorul tur, dar asta a fost o prima repriză foarte slabă. Nu am înțeles ce s-a întâmplat, în schimb a doua repriză a fost o repriză bună, dar timpul a fost scurt și nu am putut egala și să câștigăm, să mergem în turul 2. Dar sunt mulțumit de felul în care se pregătesc, jocurile care le-am avut până acum, mai sunt 2 săptămâni și începem campionatul, jocurile oficiale. Va fi un campionat lung, un campionat greu, cu echipe bune, care și acum vorbeam cu cineva și spuneam că nu mai există în acest moment echipe slabe, echipe care să fii convins că din prima că vei câștiga înainte de a juca. Sunt echipe bune, echipe care au jucători tineri și noi avem ca niciodată foarte mulți jucători tineri, avem 11 juniori pe care ne putem baza în orice moment al jocului. Dar campionatul, cum am spus, este lung și sunt convins că ne vom realiza obiectivele. Cum vedeți adversarii? Iată, tot seria 7, dar cu adversari mult mai valoroși față de sezonul trecut, așa pare cel puțin. Da, seria 7 au fost echipele care au retrogradat Aurul Brad, Ezeriș. Am rămas surprins că Retezatul Hațec s-a retras, o echipă bună, cu condiții bune, dar problemele financiare am făcut ca să ei să se retragă. S-a retras și Viitorul Pandurii 2, echipa a doua. În schimb, au intrat două echipe foarte bune și aici mă refer la Buziaș, la Phoenix Buziaș, o echipă cu jucători cu experiență și nu mai vorbesc de Ghiroda. Ghiroda, o echipă cu care noi am mai jucat anii precedenți, că doar am mai fost în seria de vest. O echipă foarte puternică, cu condiții extraordinare, cu o infrastructură de invidiat. Plus Universitatea cu mai jucătorii tineri. Universitatea 2 și a intrat și Turceni. Este o serie echilibrată, o serie care în momentul de față nu pot să spun pe care echipă o pot vedea favorită pentru a câștiga seria. Vom vedea pe parcurs, sunt jocuri foarte grele, nu pot să vorbești în momentul de față, nu se mai poate vorbi de faptul că datorită țitarului și felul de cum am căzut și programați la jocuri, să spui că ești favorit 1, 2, 3 jocuri. Este o perioadă lungă, sunt convins că vor fi și dezamăgiri, dar asta este, mergem înainte și sunt convins că obiectivul care a mai rămas și pe care ne l-am propus, îl vom realiza. Primele 5 etape sunt de foc. Câte puncte
Care ar fi obiectivul? Cinci etape sunt de foc, exact cum am spus mai înainte, nu mai pot în momentul de față să spun, după ce eu întotdeauna când se făceau etapele, îmi făceam un grafic în care ca orice conducător, oricare conducător își asigura ce jocuri consideră că poate câștiga, iar după patru etape, cum făceam eu, să spun că aveam atâtea puncte. În momentul de față nu pot să mai spun acest lucru și vom lua fiecare joc în parte, vom încerca să scoatem maxim. Mulțumim! Cu mare drag!